La prima probă scrisă a examenului național de bacalaureat din sesiunea august 2024, cea la limba și literatura română, au fost prezenți 442 de candidați, dintr-un total de 537 de candidați înscriși pentru a susține proba. 93 de candidați au fost absenți. Pentru fraudă au fost eliminați doi candidați de la Colegiul Alexandru cel Bun, Gura Humorului, în centrul de examen de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava. Proba s-a desfășurat pe 19 august în trei centre de examen, la Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava, Colegiul Tehnic Petru Mușat Suceava și Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava. Celelalte probe se vor desfășura conform următorului calendar. Marți 20 august a avut loc proba obligatorie a profilului, iar miercuri 21 august va avea loc proba la alegerea profilului și specializării. Primele rezultate vor fi afișate în data de 26 august până la ora 12. Contestațiile pot fi depuse sau transmise în aceeași zi, în intervalul orar 12-18. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 30 august.